Găseau victime pe rețelele sociale, le propuneau întâlnirea, apoi le agresau și tâlhăreau. Este schema a doi indivizi din Strășeni și respectiv călăraș, ambii de 29 de ani, care au fost reținuți de oamenii legii. Cei doi erau căutați de mai multă vreme. La finele anului trecut, poliția din Strășeni a fost sesizată de un paznic al unei anexe din satul Cojoșna, care a fost agresat fizic și deposedat de bunuri în valoare de peste 30.000 de lei. Schema infractorilor era simplă. Racolau victimele pe internet, de obicei bărbați, sub pretextul de a face cunoștință, apoi prin abuz de încredere convingeau victimele să se întâlnească acasă la ei. Acolo suspecții prin aplicarea violenței fizice deposedau clienții de bunuri. În cele din urmă, prin infiltrarea unui agent sub acoperire, cei doi au fost reținuți și plasați în arest preventiv. Acum, dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 6 ani de pușcărie.